Salutare, dragi prieteni, sunt pe drum, trecem munții, înainte de Râmnicu Vâlcea, pe Valea Oltului, am de condus câteva sute bune de kilometri și, din păcate, am plecat destul de târziu de la București, pentru că dimineața când m-am trezit, contul meu de TikTok, am constatat că este desfințat. Am primit mail de la cei de la TikTok. Asta după ce toată săptămâna trecută au fost raportate abuziv toate materialele cu Georgica Chegargara de la Cotroceni. Foarte disperat George Simion, foarte disperați trolii grupării extremiste rusofile să blocheze acele imagini. Am tot răspuns, contestații, unele răspunsuri pozitive la contestații, raportat din nou, altele negative. Până la urmă au reușit să-mi blocheze contul. Vreau să discut despre asta pentru că agresiunea asta este fără precedent, nici măcar pe vremea lui Dragnea n-am mai avut de a face cu așa ceva. Dar înainte de asta vreau să vorbesc despre altceva, că mai avem un subiect al zilei. Așa cum conduceam eu și m-am oprit la un moment dat la o benzinărie, am citit știrile și am văzut ceva foarte interesant și vreau să comentez asta înainte să aduc în discuție niște aspecte foarte importante legate de aur, pe care eu le-am mai explicat secvențial. Ele sunt separat în materialele video legate de această grupare, capcană electorală, am numit-o eu, grupare care este foarte periculoasă din punct de vedere democratic. Dar înainte vreau să vă zic ce se întâmplă cu noua guvernare condusă de domnul Marcel Ciolacu, noua și vechea, de fapt, alte măști, aceleași fețe, cum zicea poetul Mihai Eminescu în poezia Glosă. Și ce le fac pesediștii la liberal, cum își ba joc de ei și cum își merită liberalii soarta. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că au făcut o propunere, că acum după ce s-a făcut rocada asta, funcția de prim-ministru a revenit PSD-ului, domnul Ciolacu este prim-ministru, și funcția de secretar general al guvernului, care este o funcție foarte importantă, pentru că secretariatul general al guvernului gestionează toată procedura, tot ce ține de documente. Scuzați-mă mai puțin, hai să filmăm puțin și peisajul, ca să vadă oamenii și traseul, să fie și mai ușor. Cred că ei mă pot auzi, da. Cred că e mai ok, așa mai vedeți dumneavoastră peisajul și mai vedeți în ce condiții circulăm. Așa o să circulăm 100 de kilometri până la ieșirea de pe Valea Oltului. Îi depășești pe ăștia de la salubritate, de la ce județ o fi, sau unde se ducă, sunt mașini noi, și după aia vin alte tiruri și alte tiruri. Și că asta e, n-am fost capabil să facem autostradă. Și funcția de secretar general al guvernului este o funcție foarte importantă, dragi prieteni. Ea gestionează tot fluxul de documente, toată procedura, tot ce face guvernul trece pe la secretariatul general al guvernului. Și când s-a făcut coaliția asta monstruoasă, PSD-PNL, și a fost pus prim-ministru domnul Ciucă, funcția de secretar general al guvernului a revenit PSD-ului. Și ca să vedeți ce înseamnă să faci o alianță în care să nu trasezi niște principii, să nu faci alianța pentru niște principii, pentru respectarea unor norme minime, hai să le spunem standarde, dacă vreți, politice și morale, și să o faci numai așa, ca să ai acces la putere, da? PSD-ul a venit atunci cu o propunere foarte sulfuroasă, foarte scandaloasă, respectiv domnul Neacșu, Marian Neacșu. Domnul Marian Neacșu, pe lângă faptul că era infractor, este infractor, condamnat cu suspendare pentru incompatibilitate, respectiv angajarea rudelor de gradul întâi la cabinetul parlamentar, ceea ce nu era conform legii, pe lângă treaba asta, dragi prieteni, domnul Neacșu a făcut parte din gașca hardcore a tovarășului Liviu Nicolae Dragnea. Deci ăsta era cu Dragnea la Direcția Națională Anticorupție. Dacă veți căuta pe YouTube Mălin Bot plus Neacșu, eu nu știu când o să ajung la Timișoara, exact peste câte ore, pe la ora 7 seara, și o să pot să intru, până atunci sunt la volan, să intru, să pun linkul în YouTube, să linkuiesc, să apară la final și sus. Dar până atunci, dacă se ridică materialul, editorialul video, vă invit să căutați Mălin Bot plus Marian Neacșu.
Deci ăsta era cu Liviu Nicolae Dragnea, cu șosetuță, cu interlope aduși din Teleorman, în fața Direcției Naționale Anticorupție, să protesteze împotriva justiției, să-l protejeze pe tovarășul Liviu Nicolae Dragnea. Da? Aici se oprește coloana, de aici să stăm un pic. Și pe ăsta l-au pus secretar general al guvernului. Și atunci Ciucă n-a avut nimic de obiectat, n-a avut nimic de comentat, nu l-a interesat efectiv. Păi Ciucă avea toate argumentele atunci PNL-ul să le spună PSD-șilor: bă băieți, chiar așa? Chiar n-aveți pe cineva mai ok? Adică serios? Bine că nu l-ați propus pe Dragnea din penitenciar să fie secretar general al guvernului. Și nu l-a interesat pe Ciucă. El a primit ordin de la Cotroceni, făcut PSD-ul. El a făcut cu PSD-ul, l-a durut la basc, l-a durut în cot, efectiv. Cine este personajul ăsta pe care ei îl pun? Vă dați seama. Și l-au pus. Au înghițit gălușca, au mirosit puturoasa PSD-ului și l-au pus. Și acum au făcut ei propunerea de secretar general al guvernului și PSD-ul, ce să vezi, își bate joc de ei și le respinge propunerea. Și urlă săracul Rareș Bogdan, țipă, schelălă-i acum că i-au luat în lesă. Practic ce este asta? Practic este momentul în care PSD-ul își marchează teritoriul și pune în lesă PNL-ul. Și Rareș Bogdan se vaită și țipă, dar țipă degeaba și își merită soarta. Nu merită niciun fel de înțelegere din partea societății. Merită să râdem de ei. Că acum PSD-ul își bate joc de ei și pe bună dreptate își bate joc de ei. Pentru că nu numai că ei au făcut această alianță cu PSD-ul, deși au obținut multe voturi în alegeri, spunând că nu vor face, nu au stabilit nici măcar niște criterii. Dom'le, hai, înțeleg că faci o alianță din diverse motive, nu știu. Că nu se știe clar, pentru că domnul Klaus Iohannis nu catadixește să fie transparent și să iasă în conferință de presă, să dea interviuri la televiziunea națională și să înțelegem și noi de ce a luat niște decizii. Nu, domnul Iohannis crede că suntem în evul mediu, când regele și boierii decideau ce voiau ei și nu trebuiau să dea explicații țărănimii, prostimii, da? Așa consideră dânsul. Bun, nu știm de ce, dar să zicem, să le acordăm prezumția de onestitate și de nevinovăție și că nu au fost rațiuni mafiote, da? În interesul țării, ca să fie stabilitate, că era războiul din Ucraina. Ok, ai făcut-o în interesul țării, dar asta nu te împiedica să pui niște criterii, nu? Să zici, domne, nu acceptăm infractori. Domnul Neacșu e infractor, nu ne puneți infractori, facem alianță cu voi, cu PSD-ul, acceptăm să veniți la putere. Dar vă rugăm frumos, hai să respectăm niște standarde minime, politice, morale. Se poate să facem chestia asta? Se poate să nu puneți infractori? Nu i-a interesat, oameni buni. Deci, efectiv, nu i-a interesat. Nu le-a păsat de niciun fel de standard. Nu le-a păsat de nimic altceva. Mă scuzați că e motorul un pic mai turat, că o trag la deal, trebuie să o duc într-a treia. Nu le-a păsat de nimic altceva decât de cum să-și dobândească ei puterea, da? Cum să dobândească ei puterea, cum să-și facă, să-și rezolve funcțiile de miniștri și așa mai departe. Și în rest, nimic, nimic, niciun criteriu, niciun standard. Și uitați-vă acum, dragi prieteni, cum PSD-ul vine și deși n-au propus un om, din câte știu eu, nici nu contează cum îl cheamă, cine e, ce-i cu el, contează că nu este un om cu probleme majore, din câte am citit eu pe net, și deși n-au propus un infractor cum e Neacșu, vreunul care să fi fost pe lângă Dragnea, PSD-iștii își bat joc de ei, oameni buni, își bat joc de ei, efectiv, asta fac PSD-iștii. Și ia uite-l pe ăsta cu tirul pe banda a doua. Ce caută el pe banda a doua cu tirul la deal? Numai el știe ce caută, vă dați seama. Da, a vrut din timp să se încadreze ca să n-aibă loc să treacă nici Mălin cu Sanderuță, nici cel care e în spate. Asta este, dragi prieteni, mergem așa pe Valea Oltului, cunosc drumul ăsta pe de rost, n-are niciun sens să te agiți. Nici cu Ferrari, dacă ești, nu poți să faci mare șmecherie. Și ăștia își bat joc de ei. Și acum, în opinia mea, PNL-ul își merită soarta, PNL-ul ar merita să nici nu intre în Parlament, să fie desfințat de electorat pentru porcăria asta pe care a făcut-o. Oricum PNL-ul nu mai există, este de fapt vechea gașcă pedistă și de fapt PSD, PD, PDL e fostul FSN.
Și sigur, mai rămâne ca oamenii să conștientizeze, să mobilizeze la vot în 2024, să vedem dacă vor fi capabili cei din opoziția non-FSN să furnizeze alternativa, despre care am vorbit ieri în emisiunea Q&A. Nu vreau să insist cu asta, vreau să insist astăzi mai mult în legătură cu cât de toxic este pentru democrație și pentru libertate, pentru drepturi, dragi prieteni, libertatea de exprimare este un drept pentru care au murit oameni la Revoluție și au dat viața unii dintre concetățenii noștri pentru ca noi să avem libertate de exprimare și să spunem lucruri. Și mai ales pentru ca jurnaliștii să aibă libertate de exprimare. Standardele democrației presupun că partidele trebuie să accepte critica jurnaliștilor, indiferent cât de dură este ea și cât de agresivă este ea, spune CEDO. Și uitați-vă la gruparea asta extremistă rusofilă, cum, cât de disperată este, oameni buni, și cum îți bagă pumnul în gură și te blochează, te raportează abuziv, face tot posibilul. Acum, că n-au putere politică, dar vă dați seama dacă ar avea putere politică, păi ăștia ar trimite poliția să te aresteze pentru delict de opinie, ca în Rusia lui Putin. Ăsta este viitorul pe care aurul îl face. Și vreau să vorbesc un pic despre asta, pentru că sunt câteva lucruri care trebuie scoase în evidență și pe care vreau să vi le explic, dragi prieteni. Gândiți-vă că ăștia de la AUR au foarte multă propagandă, în special pe Facebook și pe TikTok, unde a fost raportat și blocat abuziv contul meu, pentru materialele lor video. Bănuiesc că are legătură cu ei, că altfel nu văd de ce altcineva ar raporta numele AUR materiale video care vizează pe ei, nu? De aici plec cu premiza, plec de la această premiză și de la antecedentele lor și ele se leagă cumva cursiv și vreau să fac acest tablou complet care cuprinde pe bucăți lucruri pe care eu le-am explicat de-a lungul timpului. Ei sunt foarte deranjați pentru că George Simion a avut comportamentul pe care l-a avut la Cotroceni, categoric un comportament jenant, un comportament incalificabil pentru un om politic, n-a avut niciun fel de explicație, a dat bir cu fugiție, a fugit haotic de la o mașină la alta, s-a făcut de râs. Și reacția lor la treaba asta nu este să vină cu o explicație și să folosească forța enormă pe care ei o au de comunicare pe rețele sociale, TikTok și Facebook în special, care sunt foarte rusificate, foarte multă propagandă. Explicabil, Facebook de mult face propaganda, pe Facebook e permisă propaganda lui Putin. Oricine critică dictatura de la Kremlin este imediat blocat și restricționat și limitat, și oameni simpli cu conturi desfințate, conturile mele sunt continuu restricționate. Și TikTok-ul e o mizerie a Partidului Comunist Chinez. Deci, într-un fel, e justificabil. Dar ideea este că ei au o forță enormă de comunicare, da? Și atunci când cineva, un jurnalist independent care nu are forța lor, prezintă ceva ce lor nu le convine, ceva ce îi pune pe ei într-o situație jenantă, ar fi suficient ca ei pur și simplu să găsească un răspuns la asta, să-și prezinte punctul de vedere și să folosească forța lor imensă de comunicare pe rețele sociale pentru a comunica varianta lor, explicația lor, narațiunea lor. Și în felul ăsta să echilibreze lucrurile. Asta ar face niște oameni cu gândire democratică, niște oameni normali, niște oameni care înțeleg democrația și respectă drepturile altor, chiar și atunci când acele drepturi îi deranjează pe ei. Dar uitați-vă că ei nu sunt așa. Ce fac ei? Și episodul ăsta cu TikTok-ul e doar parte dintr-o chestiune mai largă. O chestiune care ce ne arată, dragi prieteni, un fenomen, dacă vreți, pe care eu l-am constatat pe pielea mea. Ne arată că oamenii ăștia sunt total inapți, adică total nepotriviți pentru a avea orice formă de putere politică sau guvernamentală în România. Pentru că oamenii ăștia nu înțeleg democrația și oamenii aceștia sunt un pericol real la adresa drepturilor și libertăților noastre fundamentale. Oamenii aceștia, dacă acum se comportă astfel, și nu e vorba numai de povestea de astăzi cu TikTok, o să vă explic. Oamenii ăștia, dacă au vreo putere, vreun minister sau, Doamne ferește, ăștia trimit armata să te împuște, exact ca în perioada dictaturilor, ceea ce cred că nimeni nu și-ar dori să pățească, că astăzi e Mălimbo, dar mâine poate spuneți oricare între dumneavoastră ceva, aveți o părere diferită, păi ați vrea să fiți lichidat pentru asta? Că ce mi-au făcut mie pe TikTok, practic ei m-au lichidat pe mine pe TikTok, da? De ce? Pentru că nu pot să mă lichideze altfel, că dacă ar putea, dacă ar avea ministerele, armata sau cine știe ce formă de putere, eu sunt convins că ar face.
Și ar fi bine să înțelegem aceste lucruri înainte de alegeri și să votăm în consecință. Deci ei nu-și folosesc forța lor de comunicare, nu se limitează numai să comunice varianta lor, ei vin și lichidează, anihilează, asasinează, să zicem, profesional, nu? Că ăsta este un cont pe care îmi desfășor activitatea profesională. Ei încearcă să te asasineze profesional, să te lichideze, să te facă să dispari. Înainte de asta ei au derulat campanii de denigrare împotriva mea. Păi dacă eu aș fi spus adevărul despre ei, minciuni despre ei, pentru ei era foarte ușor să vină să prezinte adevărul, atât și nimic mai mult. Dar uitați-vă că ei nu prezintă adevărul, ei inventează. Deci se ocupă și cu character assassination, așa se cheamă chestia asta, și compromat. Însă, înainte de asta, au făcut bullying judiciar. Încă o dovadă că oamenii nu înțeleg democrația, pur și simplu, creierul lor nu... Sunt oameni nepregătiți, dragi prieteni. Este ca și cum ai da mașina să conducă, autovehicolul, da? M-aș da eu jos acum și aș chema un băiat de pe stradă care nu are permis de conducere, nici măcar nu știe să conducă mașina. Și l-aș pune la volan să conducă mașina. Asta este pericolul, de a-i pune pe cei de la AUR, de a-i vota, de a le da putere. Pentru că ei nu înțeleg democrația, ei nu sunt capabili să acționeze democratic și civilizat și să respecte drepturile altor persoane. Ei sunt pe modulul, îți dăm în cap, fie ești cu noi, fie ești împotriva noastră. Dacă nu ne faci nouă jocurile, noi te lichidăm pe tine, profesional, fizic și așa mai departe. În același stil și în aceeași mentalitate care i-a determinat pe ei să investească masiv și să obțină chestia asta, lichidarea mea profesională a contului meu de TikTok, nu mai vorbesc pe Facebook, că și acolo raportează în continuu și sunt restricționate paginile mele, din același motiv, ei m-au denigrat pe toată rețeaua lor de site-uri false, condusă, gestionată din firma Unirea 1918 SRL, o firmă care aparține lui Marius Dorin Lulea, fondatorul AUR și fratelui lui, ăsta are un frate, și firmă care este obligată să îmi plătească 5.000 de euro daune pentru că a răspândit denigrări la adresa mea, a făcut character assassination. În paralel cu asta, Marius Dorin Lulea mi-a făcut plângere penală, oameni buni, pentru 5 infracțiuni. Pentru simplu fapt că m-am dus la sediul lor și am documentat un material legat de cum organizau ei petreceri ilegale pe timp de pandemie. O chestiune jurnalistică și criticabilă, și orice om normal, orice partid normal ar fi tăcut din gură, au fost prinși, ar fi dat o explicație scurtă, un comunicat de presă și la revedere, că ei au greșit. Ei nu. Reacția lor a fost una agresivă, una de tip interlop, de bullying, care te înjură, te amenință, vine să te lovească. Asta e atitudinea lor. Dincolo de toate problemele, dragi prieteni, cu Rusia, cum își imaginează cineva că oameni cu asemenea atitudine și mentalitate pot face ceva pozitiv într-o societate? N-au cum să facă ceva pozitiv într-o societate, oameni buni. Și mi-a făcut plângere penală pentru 5 infracțiuni aberații. Violare de domiciliu. Păi m-am dus la sediu AUR, Lulea n-avea domiciliu acolo. Încălcarea proprietății. Păi eu n-am încălcat nicio proprietate acolo, pentru că dacă vrei să nu-ți fie încălcată proprietatea, trebuie să faci gard. Și dacă eu am sărit peste gardul tău, atunci mă acuz. Dar dacă tu n-ai pus gard între spațiu public și proprietatea ta, eu n-am de unde să știu care e proprietatea ta. Nu mă poți acuza că ți-am încălcat proprietatea. Sunt lucruri de bun simț. M-au acuzat de furt, auzi, deși n-am furat nimic de acolo. Chestiuni abuzive, chestiuni făcute ca să ce? Vezi, Doamne, ei ar vrea să fie la pușcărie pentru fapte inventate, pentru minciuni un jurnalist, pentru simplu motiv că a îndrăznit să documenteze un subiect care să-i deranjeze. Acum, iată, ei distrug un cont de rețele sociale al unui jurnalist pentru simplu motiv că a arătat cum se comportă președintele lor. Mai mult decât atât, Lulea m-a dat și în judecată, susținând că eu l-am denigrat pe el. Și justiția mi-a dat mie dreptate. Justiția, ancheta penală a constatat că eu n-am comis nicio infracțiune și am fost doar un jurnalist care și-a documentat subiectul. De ciudă că n-au putut să manipuleze prin poliție și prin procuror să-mi facă rău, s-au dus la România TV și au mințit și au făcut campania asta de denigrare împotriva mea, că eu aș fi căutat în gunoaie, o minciună pentru care suntem din nou la tribunal, aștept să-mi dea termen Tribunalul București, și pe care a rostogolit-o Simion la Cotroceni.
și m-au dat în judecată și justiția mi-a dat dreptate. Și când i-am chemat eu în instanță, pentru că au mințit că am căutat în gunoaie, că sunt plătit de PNL, că fac evaziune fiscală, că toate aberațiile pe care le-au spus pe rețeaua lor de știri, și sunt o grămadă de hăbăuți, sute de mii de oameni care cred minciunile astea despre mine, oameni buni, nu se poate așa ceva, falsuri, minciuni, și i-au obligat să-mi achite 5.000 de euro, da. Și acum nu le ajunge toată treaba asta. Acum vin oameni buni și îmi distrug contul de TikTok. Vă dați seama? Vă dați seama cât de periculos sunt oamenii ăștia? Cât de grav ar fi ca oamenii ăștia să aibă o vreo formă de putere? Dacă ei pentru atâta lucru, pentru faptul că un simplu jurnalist, în condițiile în care ei oricum aburesc și prostesc o grămadă de lume, sute și sute de mii de oameni îi prostesc pe rețele sociale, dar ei nu se mulțumesc cu asta. Ei nu răspund să facă. Eu am criticat multe partide, oameni buni, dar eu așa ceva, eu n-am pățit cu nimeni ce pățesc cu AU. Atât de toxici. Sunt mai toxici decât PSD-ul pe vremea lui Dragnea. Nu am avut atâtea chestiuni negative. I-am criticat și pe aia de la USR. Aia măcar s-au legat de niște chestii care cât de cât erau reale, sigur, ticăloase, mizerabile, ce au făcut aia de la USR Tineret, că e diferență de vârstă între mine și partenera mea, dar măcar n-au inventat, au pornit de la o bază reală, da? Nu au inventat lucruri despre mine. Ca și cum eu n-aș fi avut parteneră și ar fi inventat că am o parteneră mai tânără cu 20 de ani. Măcar au pornit de la ceva real și au interpretat, sigur, greșit și tendențios și mizerabil. Dar era ceva real la bază. Ce fac ăștia de la AUR, oameni buni, este beyond anything. Bullying-ul pe care îl fac și atitudinea asta interlopă și raportările abuzive și dorința lor de a-ți lua gâtul, efectiv, oamenii ăștia, dacă vor ajunge la vreo formă de putere, efectiv vor lua fizic gâtul oricui. Sunt foarte periculoși, dragi prieteni. Sunt fix, fix naziștii lui Hitler înainte să ajungă la putere, sunt fix comuniștii lui Lenin înainte să ajungă la putere să ne norocească milioane și milioane de oameni. Și ar trebui să fim foarte atenți, oameni buni. Toți cetățenii cu drept de vot din această țară, care vrem să trăim într-un mediu cât de cât liber și democratic, ar trebui să fim foarte, foarte, foarte atenți la această grupare extremistă și ar trebui să nu le permitem, oameni buni, să ajungă la vreo formă de putere în această țară. Pentru că sunt toxici, oamenii ăștia nu știu, nu înțeleg democrația, nu procesează, nu au cultura necesară, educația, mentalitățile necesare pentru a avea cât de cât o minimă atitudine democratică. Și sunt extrem de periculoși. Dacă nu le blocăm accesul la putere în 2024, vor distruge, dragi prieteni, ia uite-l și pe ăsta cu șanț, vor distruge, oameni buni, bruma de democrație pe care o avem, bruma de libertate pe care am câștigat-o atât de greu, o vor distruge și ne vor duce într-o direcție extrem de periculoasă. Semper fidelis, dragi prieteni, ne vom vedea, pentru că eu sunt pe drum, ne vom vedea mai mult zilele acestea din studioul mobil Mălimbot. Sper că v-a plăcut peisajul și să vedem dacă mă lasă și colegul de trafic cu Dacia Spring. Poate reușesc și eu să depășesc tirul ăsta și să merg și eu un pic mai, să avansez un pic. O zi bună, dragi prieteni!